În cadrul stagiului de pregătire, miercuri la Caneja, a avut loc un meci amical între jucătoarele de fotbal de la TSC și Politehnica Timișoara. Diana Coltofean, reprezentantul media la Politehnica Timișoara Femina, spune că, ca și în fiecare an, fetele din orașul de pe Bega au o colaborare foarte bună cu fetele de la Caneja, iar acest meci a fost foarte calitativ. Ne bucurăm că am avut încă un meci foarte tare cu cei de la Caneja, cum avem mereu, jucăm de două ori pe an cu ei. A fost un meci foarte bun de pregătire, având în vedere că ne așteaptă la fel de grele meciuri în această primăvară. În campionatul României suntem pe locul întâi, urmează ultima etapă din sezonul regular, apoi play-off-ul și play-out-ul, de unde intrăm pe locul întâi. Momentan avem 6 puncte avans. Nicoleta Curja spune că rezultatul în astfel de meciuri nu este pe prim plan și că este mulțumită de prestația timișorencelor. Păi un meci foarte echilibrat, cu un joc foarte bun de partea ambelor echipe, circulația mingii a fost foarte bună și pe un teren foarte greu. Eu zic că fetele au jucat chiar foarte bine și s-a văzut oboseala la noi, dar eu zic că a fost un meci foarte bun. Campionatul național la fotbal feminin în ambele țări continuă peste două săptămâni, iar astfel de meciuri sunt de beneficiu atât pentru TSC, cât și pentru Poli, pentru a intra cât mai pregătite în cursa pentru una dintre primele locuri în campionat.